Bună dimineața, vorbitorilor de limba română. Mai fac un video, că am prins braș. Sunt perfect în stare pură. Da, stare pură. Și persoanele care stau rău cu pic palacu, plecați, că nu e de voi în video ăsta. De rău, mă trebuie aer. Hai noroc canalilor și nulităților care nu v-au ajuns niciodată nimic, mai ales sărăciilor. Da, niște sărăcici, că ele sunt sânge din sângele meu și am așa pe voi. Dragii mei, pe ce cântați, boss? Că dacă luați actele originale, da, inclusiv calificările mele, știți, diplomele mele și celelalte, da, și îmi dați niște căcaturi de eu nu găsesc alte. Boss, mi-a părut niște vreme, știi? Da, am plătit niște avocați în țara asta. Dar noroc, sănătate. Putu-vă în gură de canale ordinare. Mama! Bă, știi ce vă dă viața? Așa. Ar numai, că m-a pierdut niște timp. A, trebuie să mă duc într-o excursie până în Rusia și înapoi. Să mă piși pe voi, bă, din familie. Ia vedeți cât de des puteți. Ca să știți. Sănătate. Dacă trebuie să iau și eu originalele. Da. Celelalte mi le-au confirmat ei, am primit de aici, ca să vadă că nu sunt chiar ultimă cu noi de păteramă. Cum e, mă, să fii mizerie socială și răutate? Mai fac un video când mi-e-mi place. Da. Chiar, mă, cum e, mă, să râvnești la ce nu e al tău, futu-ți morții mătii? Da. Tu-ți morții mătii? Nu alu mama. Morții lui Măta, cu și a Dumnezeilor mătii, dar ordinară împuțită. Și alu tactu. Și alu tactu. Și alu tactu. Tu-s Dumnezeu mătii. Ce faci pe ordinarul? Te uiți, te uiți, că te doare sufletul, te la lingurică, e pavele, putu-s morții mătii. Să muncească, mă, să muncești afară, să ieși tu, pe camera. Da. Să nu mai spui că jobul ăla este prea departe. Dincolo trebuie să mergi cu rata. Și ce mai pizda, măti, trebuie să mai faci? Fă, futu-ți Dumnezeu, măti. Trebuie să ajungă fita ce? Curvă? La străini? Da. Ca să-ți plătească ție comunalele, futu-ți morții, măti, de canalii ordinară. Futu-ți, mișcă-ți, fă, muncă, curul ăla, de baragladină împuțită la muncă, fă. Puneți pizda aia împuțită, care n-a mai văzut-o nici Dumnezeu la muncă. Ia vezi dacă ți-o cumpără cineva și îți dă bani. Tu-ți Dumnezeu, măti de canal, e ordinară. Futu-ți paștele. Și tu, bă, pulă, care scriai non-stop pe site-urile mele că vrei tu să faci pulă, nu știu ce, show de whatever. Da, vezi că numai aia o să se mai rămână. Da, creierul și cu inima le-am amanetat eu. Da. Că oamenii buni ai Universului sunt apărați. Ce faceți, boss? A? Boșilor care nu sunteți boși, dar care pretindeți wannabe boss. Ce faceți, bă? Futu-vă în morții mamilor voastre. Acum când sunt ridicată, nu mai veniți. A? Nu mai aveți tupeu. Futu-vă în Dumnezeu, Dumnezeilor, 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 mamilor voastre. Ce faceți, mă, futu-vă în cușa mamilor voastre? De canalii împuțite ordinare care nu vă mai ajunge nimic. Ce bine este. Vezi că pot să, dacă îmi dați o sticlă de ceva, adică să-mi o cumpăr eu. Nu trebuie să-mi o dați voi. Să știți că pot să vă zic și în față. Ce faceți, bă? Cum e, mă, să fii prost, mă, și rău? A, se poștea care să-l luați de proști, v-am mai zis. Și care ocazional decid ei să fie proști. Ca să poată comunice cu jigodiile penale ordinare, care nu vă mai ajunge nimic. Cum e, mă, să fii și prost și rău? Asta vreau să știu. Dar nu trebuie să-mi răspundeți nicăieri, că nu mă interesează. Deja vă văd. Vă văd pe drum, frustrați. Ordinari împuțiți,
în afară de limbi, în pizdă, în cur și pe pulă, ce aveți vă cu femeile care învață limbile, alte limbi, din alte țări, indiferent la ce nivel mă, ce aveți cu ele? Ce nu vă convine, mă, gunoaielor ordinare care s-au dus acasă? Putu-vă-n Dumnezei, Dumnezeilor, mamelor voastre de canali împuțite ordinare. Futu-vă în paștele Dumnezeilor, mamelor voastre, de par veniți împuțiți în industrie. Ce faceți, mă? Excelențelor! Unde vă țineți, mă, excelență? A? Pe vârful limbii? În căcatul pe care îl produceți la căcătoarea voastră de WC? Cum e fost să te ștergi cu Eminescu la cur, că nu ești în stare să te duci să-ți cumperi hârtie igienică din sat, de săracă ordinară ce ești, că ți-a băut bărbactul banii? Cum e fă o norocită ordinară să-ți lase sorta cărți, să-ți, cărțile ei, o putea să le ține pentru fiii sa, ca să, cu așa copiii tăi să învețe, să aibă o viață fericită. Și tu acum să te caci în capul ei, futu-ți morții mătii de ordinară împuțită, nenorocită. Am nevoie de căcatul tău de găină din pocraca din deal? Da? Și de ce mai am nevoie? Tu crezi că fiii mea mănâncă dulcele ăla al tău și căcaturile alea ale tale? Pe care mi le-ai dat mie? Ce crezi, că cu asta faci primăvară? Și tu jet penal ordinar din sutioul pizii, crezi că cu cinstea ta, cu un pahar de vodcă sau ce pizda mătii mi-ai dat tu mie atunci, șterge faptul că ești o mizerie ordinară împuțită, o canalie penală ordinară care judecă alt om fără să-i cunoască. Ai mers fă în papucii mei, ca să știi? Ai fost fă vreodată tâlhărită de că propria ta familie, de mizeria aia, de gunoiul ăla pe care l-ai hrănit? Da. Ai fost vreodată tâlhărită? Da. Cum am fost tâlhărită eu? Și apoi să vă întrebați de ce pizda mamii mele torn o sticlă de vodcă pe gât în loc să mă duc să înfing un cuțit în pizda mamilor de handicapați ordinare împuțiți? Ce erau? Cum e, bă, să fii în halul ăsta de mizerie ordinară împuțit? De mizerie și canalie ordinară, niște mediocri ordinari, emoțional, care nu știți să recunoașteți o emoție a unui om, că dacă aș ști să recunoașteți emoțiile voastre, aș ști să recunoașteți și celălalt om. Ce știți și ce are nevoie omul ăla. Dar nu știți că sunteți niște mediocri, atât sociali cât și emoționali. Degeaba sunteți deștepți din punct de vedere intelectual, la același nivel cu al meu, poate, sau poate mai sus, nu știu. Care am dorit să știu, să vă știu nivelul vostru de cognitiv. Al meu este 34, poate că voi aveți mai mult. Cum e, mă, să fii mizerie socială, mă? Futu-vă în gâții mamilor voastre de ordinare împuțiți. Și când sunt jos, din cauza frustrărilor voastre și a incapacităților voastre să dați în mine, în gândițile în care credeți voi că sunteți mai șmecheri. Hai noroc pentru prostia voastră, bă, și pentru răutatea voastră, că atât ați putut când am fost jos. Să vă dea viață, după cât ați făcut. Morții mamilor voastre de ordinare. Pentru oamenii muncii, fix după inima lor și după faptele lor. Pentru restul, continuați să vă pupați în cur canaliilor ordinare, nulităților împuțite, nulități absolute și relative, ci că totul este relativ, relativ pe pizda mătii este. Răutatea e răutate și atât. Nu există răutate absolută și răutate relativă. Cu vodcă și vin la bord și sunt capabilă să raționez. Voi ce faceți, boss?
Se capabil să raționați, mă, netoților. Nu funcționează funcțiile motrice. Atât. Creierul funcționează, că l-am. Inima voastră funcționează, mă, canalilor ordinare împuțite. Bă, mizeriilor din Carpați. Bă, stafidiților ordinari. Ce faceți azi, mă? Putu-vă în gură, mamii voastre. Gura mamii voastre de canalii ordinare. Atât. Sănătate și un praz verde pentru proști și răi. Că proști sunt mulți, dar răi sunt și aia care-s bogați și aia care sunt abisi. Să subceadă în societate. Morții mamilor voastre de canalii ordinare.